Bună seara și bine v-am regăsit! Începem un nou sezon al emisiunii Românilor de Pretutindeni cu o ediție specială care încheie campania noastră Mărțișor cu dor de acasă, la care mulți dintre dumneavoastră ați participat alături de vedetele TVR Internațional și TVR Moldova, dar și de personalități de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumim pentru implicare și pentru că ne ajutați să ducem tradițiile mai departe împreună. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o tradiție a cărei valoare este recunoscută la nivel internațional. Mărțișorul fiind înscris în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. Mărțișorul a fost vedetă zilele trecute și în Italia, unde mai multe asociații au organizat evenimente speciale. Peste 1000 de români care locuiesc la Roma, dar și italieni, au fost prezenți la spectacolul Mărțișorul Centenarului. Evenimentul, care a avut loc în data de 4 martie, a fost organizat de Asociația Românilor din Italia, Absolut TV și Dacia TV și sprijinit de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni. Nu a lipsit nici atelierul de mărțișoare, organizat cu sprijinul Ambasadei României, care i-a bucurat pe copiii români și italieni. Detalii în reportajul realizat de corespondenta noastră, Elena Postelnicu. Mărțișoare, mărțișoare și la Roma. Cu prilejul Zilei Mărțișorului, Ambasada României în Italia a organizat un atelier de mărțișoare în colaborare cu Institutul Limbii Române, Institutul Cultural Român și Academia din România. Ce numești tu? Beatrice Certan, din Republica Moldovei. Și câți ani ai? 8. Tu te-ai născut aici, în Italia? Da. Unde ai învățat cântecelul pe care l-ai cântat mai devreme? Acasă am învățat, cu mama. Și văd că ai o ie foarte frumoasă, nu? O cămașă frumoasă. Mulțumesc. De unde ai această cămașă? Mi-o cadunat bunica mea. Ce faci tu acolo? Stau să fac asta. Un mărțișor? Da. Un mărțișor. E greu? Nu. Tu cum te numești? Alex. Și câți ani ai? 7. Da. Tu ai mai văzut până acum mărțișoare? În România n-ai văzut niciodată mărțișor. Doar aici în Italia, aici la școală. Da. Cui o să-i dai acel mărțișor? La Martina. La același atelier au participat activ și elevi ai liceului Charles Darwin din Roma. Prezența tinerilor italieni face parte din programul Diplomacy Education, organizat de Global Action cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe italian. Eu sunt italian, dar datorită prietenei mele, Diana, am învățat și să vorbesc română. În cât timp ai învățat limba română? Am început acum un an, da, și totdeauna vorbesc cu ea, de fiecare zi. Îți place să descoperi și tradițiile noastre? Da, am descoperit foarte mult și îmi place foarte mult mâncarea românească. Și când merg la ea, mănânc mereu chestiile române. Acum, după ce o să termin mărțișorul, ce o să faci cu el? Îl aduc acasă și îl dau mamei mele. În timpul lucrului la frumoasele lor mărțișoare, copiii au cântat și au prezentat spectacolul Pupăza din tei, după Ion Creangă. Ce ai făcut astăzi? Ai făcut un? Un fir de mărțișor. A fost greu? Nu tare. Am luat un fir de carton alb și un fir de carton roșu. L-am învârtit și am ricavat ăsta. Da, tu ești născut aici, în Italia? Da, sunt născut aici, în Italia. Și de unde ești? Din România? De unde? Din România, de la Bunești. Suceava. Până acum ai mai fost în România de 1 martie? Da. Ai văzut mărțișorul în România? Da. Îți place? Da, foarte mult.
Cine cui dă mărțișoare? La o persoană care este mai dragă. Încântați de această experiență au fost copiii, părinților, dar și alți vizitatori, între ei și români stabiliți de peste 30 de ani la Roma. Ați primit un mărțișor astăzi? Da, am primit un mărțișor, primul mărțișor după foarte mulți ani, care mi-a fost donat de reprezentanții Academiei României și reprezintă steagul României și sunt foarte orgolioasă, sunt foarte mândră și sunt foarte fericită. Vă place această inițiativă aici, un atelier de lucru pentru copiii români și italieni? Îmi place foarte mult, asta este un semn de colaborare și de integrare totală între copiii români și italieni. Sunt binevenite aceste acțiuni și să sperăm că vor fi mult mai multe de acum încolo, la nivel italo-romeno, mai ales pentru copiii români născuți în teritoriul italian, care nu cunosc tradiția noastră românească a mărțișorului, pentru copiii italieni, care nu cunosc la rândul lor tradiția noastră românească, e un schimb de cultură, pentru că și mărțișorul face parte din cultura noastră, din tradiția noastră românească. Evenimentul dedicat mărțișorului a fost coordonat de 14 profesoare de limba română din regiunile Lazio, Umbria, Marche și Sicilia, colaboratoare ale Institutului Limbii Române, care i-au învățat pe copiii români, dar și pe cei italieni, tradiția acestui simbol al primăverii. Noi în fiecare an organizăm atelierul de mărțișor și am văzut mai mare participare a copiilor, de aceea ne-am gândit să îi unim, să îi aducem împreună la Academia din România, care ne-a primit și de data aceasta cu mare căldură în sala de expoziție, unde am organizat o expoziție de peste 1000 de mărțișoare și copii în număr de 40 de copii, printre care și 10 copii italieni de la un liceu din Roma, s-au întrecut în realizarea unor lucrări extraordinare, majoritatea fiind făcute cu materiale reciclabile.